În caz că te-ai gândit vreodată cum arată un serviciu de cutie automată adevărat în România, în primul rând trebuie să te uiți un pic la mașina de față. Este un Porsche, cu, evident, cu motorul central, un motor boxer și o cutie PDK, da? Deci, ca să ajungi la cutia PDK, trebuie să faci manevra asta. Deci, Porsche, da? Se vede aici în spate. Ăla e motorul. Și haideți să vă arăt și cum arată PDK-ul de la Porsche în starea lui pură, inițială, da? Ăsta e PDK-ul, așa arată o cutie Porsche originală, care are niște probleme cu mecatronicul sau cu discurile. O cutie care este pretențioasă, pe care o poate face doar un serviciu autorizat, rar, un serviciu cu oameni specializați, da? Deci nu la colț.